Live Elena Udrea va ajunge în fața instanței luni. Procurorii au prelungit arestarea cu 72 de ore. Ea a fost prinsă în Bulgaria după ce a fost condamnată la 6 ani închisoare. Primele imagini cu Udrea în Bulgaria. Fostul ministru al dezvoltării, Elena Udrea, a fost prinsă, joi după amiaza, în Bulgaria, după ce a plecat din țară în cursul dimineții prin Vama Giurgiu. Udrea a plecat în ziua în care Înalta Curte de Casație și Justiție a condamnat-o definitiv la 6 ani de închisoare în dosarul Galabute, respingând astfel recursul în anulare formulat de avocatul acesteia, Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției. Polițiștii nu au găsit-o acasă pe Elena Udrea, la vila din Corbeanca, unde s-au deplasat în cursul după-amiezei de joi pentru a pune în executare sentința Înaltei Curți de condamnare la închisoare în dosarul Galabute, au declarat pentru G4 Media, resurse polițienești. Ulterior, poliția română a dat-o în urmărire internațională, fiind emis pe numele ei un mandat european de arestare. Ora 12:39, potrivit procedurilor din Bulgaria, Elena Udrea trebuie să fie apărată de un avocat. În cazul în care nu își permite un avocat ales, atunci se va repartiza unul din oficiu. Ora 12:38, potrivit surselor G4 Media.ro, condițiile de detenție din Bulgaria sunt mai proaste decât în România. Ora 12:09, Udrea a cerut anularea unor datorii la stat în valoare de 120.000 de lei, dar instanța a anulat procesul după ce avocatul ei a făcut o greșeală de procedură și a invocat faptul că a fost operat la ochi. Vezi mai multe detalii într-un articol exclusiv G4 Media. Ora 11:47 în cazul Elenei Udrea, care a fost prinsă pe teritoriul UE. Corespondența în cazul procedurii de extrădare este intermediată prin instanțele celor două țări și nu prin intermediul Ministerului Justiției, care nu joacă un rol principal în procedură, dar poate ajuta la derularea ei. Comparativ cu situațiile în care inculpații sunt prinși pe teritoriul unui stat non-membru UE, iar MJ are principalele atribuții, au explicat pentru G4 Media surse judiciare. Ora 11:44, Elena Udrea va fi dusă în fața instanței din Bulgaria luni, după ce ordonanța arestării procurorilor a fost prelungită încă 72 de ore, au confirmat sursele judiciare consultate de G4 Media. Ora 11:25, instituțiile care poartă corespondența în cazul extrădării Elenei Udrea sunt Biroul de Executări Penale din cadrul Tribunalului București, care ține legătura cu Interpol, și Procuratura din Blagoevgrad. Ora 10:32, ministrul Justiției, Cătălin Pedoiu, a declarat vineri că Ministerul Justiției nu are atribuții legale în procesul de extrădare a Elenei Udrea din Bulgaria, dar va sprijini acest proces dacă îi va fi cerut acest lucru. Detalii aici. Update vineri, 8 aprilie, ora 10:25, Elena Udrea se află încă în arest la Petrici, conform ordonanței de 24H de reținere, eliberată de poliție. Ordonanța este valabilă până în această seară, dar procurorul o poate prelungi cu încă 72 de ore, ceea ce ar însemna că fostul ministru ar putea să-și petreacă tot weekendul în arestul bulgarilor. Nu se știe cu certitudine dacă Udrea va fi prezentată instanței astăzi. 21-29 Elena Udrea și-a așteptat sentința în Sofia și a plecat spre Culata în momentul în care a aflat că a primit condamnarea definitivă la 6 ani de închisoare cu executare, au declarat surse judiciare pentru G4 Media. Pe străzile din Bulgaria există niște puncte de verificare cu camere stradale, care au ajutat autoritățile să identifice mașina în care se afla și care era aceeași cu care ieșise din țară și care fusese semnalată de polițiștii români colegilor bulgari. 21:00 Elena Udrea va fi adusă vineri la judecătoria Blagoevgrad, conform surselor judiciare consultate de G4 Media. 20:13 Elena Udrea a fost dusă la arest în cadrul poliției de frontieră Petrici, conform surselor judiciare consultate de G4 Media. 20:09 Invitat la Antena 3, joi seară, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că nu vrea să comenteze decizia judecătorilor spunând că nu se poate bucura și că nu a cunoscut-o pe doamna Elena Udrea, întâlnind-o doar de câteva ori. Referitor la părăsirea țării de către aceasta în dimineața sentinței judecătorilor, Marcel Ciolacu a spus că totul ține de educație și că îi amintește că una dintre lecțiile importante ale creștinismului este smerenia. În timp ce era anchetată de magistrați, Elena Udrea s-a înscris la Facultatea de Teologie spunând că alege calea spiritualității.
2 ani mai târziu a fost exmatriculată pentru că nu s-a prezentat la niciun examen, conform conducerii facultății. Dacă te trezești dintr-o dată ministru la dezvoltare, fără nicio muncă în interiorul partidului, de obicei sfârșești. La tinerii politicieni le-aș spune să ia etapă cu etapă. E bine să treci prin toate etapele, ca să înveți. Orice urcuș foarte rapid are și o coborâre pe măsură, a mai spus Marcel Ciolacu, joi seară, la Antena 3. 1951 fostul ministru al justiției, Tudorel Toader, este cel care a redactat și susținut sesizarea guvernului la CCR pe tema formării nelegale a completurilor de 5 judecători. În procesul recent pierdut de Elena Udrea, Gala Bute, Tudorel Toader a fost avocatul acesteia. Tudorel Toader și-a bazat contestația în anulare invocând tocmai nelegalitatea completului de 5 judecători, altfel spus a exploatat în calitate de avocat un demers pe care l-a făcut pe când era ministru. 19.32 Faptul că Elena Udrea a încercat să se sustragă executării pedepsei fugind în Bulgaria nu este pedepsit de legea penală românească și nu reprezintă infracțiune. Potrivit experților consultați de G4 Media, singura consecință ar fi catalogarea condamnatului drept persoană care prezintă grad de risc și măsuri sporite de pază în penitenciar. Potrivit codului penal românesc, reprezintă infracțiune doar ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă. 19.28 Bărbatul care o însoțea pe Elena Udrea are în jur de 50 de ani și se numește Vasile Alexandru, au declarat pentru G4 Media, resurse judiciare. Potrivit acestora, Udrea se află acum în custodia polițiștilor din Culata. Autoritățile bulgare nu ar fi anunțat încă partea română dacă o vor duce azi la instanță pentru măsuri preventive sau în cursul zilei de mâine. 18.57 Mandatul european de arestare eliberat de instanță a fost transmis bulgarilor, care fac documentația de depistare și o prezintă instanței. Instanța bulgărească ar urma să dispună o măsură preventivă, apoi începe procedura de extrădare, au explicat pentru G4 Media, resurse judiciare. 18.37 Elena Udrea se afla cu un bărbat în mașină în momentul reținerii sale în Bulgaria, au declarat surse judiciare pentru G4 Media, ro. 18.36 Elena Udrea a fost prinsă în Bulgaria, au declarat pentru G4 Media, resurse judiciare. Udrea ar fi fost prinsă la Culata, aproape de granița cu Grecia. 18.33 Elena Udrea, pe data de 5 martie, unde să fug, sunt mamă și am în grijă un copil. Rămân în țară indiferent ceea ce se va decide. Suntem la justiție, nu suntem la biserică. Tatăl acelei fetițe ucise de șoferița beată a blestemat judecătoarea care a eliberat-o. Sunt emoțiile unor oameni, ale unor oameni care au în grijă și un copil. Nu este ușor deloc. 18.06 Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a anunțat joi că Elena Udrea a putut ieși din țară pentru că nu avea restricționat dreptul la liberă circulație. Vezi aici precizările Poliției de Frontieră. 18.03 Anul trecut, procurorii DNA au încercat să nu se mai repete episodul din 2018, când Udrea a fugit din România pentru a nu fi dusă la închisoare, însă judecătorii de la două instanțe au refuzat să interzică plecarea din țară. Detalii aici. 17.38 Ce dosare mai are Elena Udrea pe rol? Marea problemă din dosarul finanțării ilegale a campaniei prezidențiale din 2009, unde a primit o sentință de 8 ani închisoare în primă instanță. Detalii aici. 17.35 Poliția română anunță într-un comunicat oficial că Elena Udrea a plecat din România joi dimineață, înainte de pronunțarea sentinței definitive prin care a fost condamnată la 6 ani de închisoare cu executare. Poliția arată în comunicat că împotriva Elenei Udrea nu erau dispuse măsuri preventive sau interdicții. Detalii aici. 17.15 Potrivit surselor G4 Media, ro, Elena Udrea nu avea interdicție de a părăsi țara nici alte măsuri preventive. Potrivit legii însă, interdicția de a părăsi țara poate fi luată doar în timpul urmăririi penale sau de către instanța de judecată în timpul procesului. Instanța putea dispune control judiciar, iar în interiorul acestuia măsura suplimentară de nu părăsi localitatea sau țara.
Problema este că în stadiul procesual în care se afla Elena Udrea, respectiv judecarea